Mii de tineri și vârstnici au răspuns chemării partidului, înrolându-se voluntar în brigăzile de muncă patriotică și au dat naștere marilor șantiere naționale de la Bombești-Vezem și Salva-Vișeu. Acești entuziaști, primii brigadieri ai Republicii Populare, au înfăptuit atunci adevărate minuni. Pe plajele în care a apărut întâia oară viața, s-a întors viața în forma ei cea mai explozivă și exuberantă, scăldată în briză și nisip, în valuri și soare. Facem cunoștință cu delegații vieții pe litoral. Esca Dumitru, miner Lonea. În acele vremuri de avânt revoluționar, minerii erau dați exemplu proletar oriunde. Pentru țărani, ori pentru intelectualii șovăielnici, minerul de pe Valea Jiului era etalonul atunci când comuniștii se refereau la muncă grea. Poate că astăzi ne-am fi împăcat cu acest curs al istoriei, spunându-ne că așa a fost să fie. Numai că arhivele KGB-ului au scos la iveală un document ce ne poate da altă viziune. Conform acestuia, Stalin statuase ca politică de stat că oamenii trebuie să aibă retribuții mici, mai puțin cei din securitate sau industria minelor, deoarece, cităm, aceștia bine plătiți alcătuiesc un permanent eșalon obedient puterii și util în situații de criză. Iar România acelor vremuri era un satelit neputincios al marelui vecin de la răsărit. Însă comuniștilor nu le ajungeau muncitorii muncitori. Ei aveau nevoie de muncitori revoluționari. Mișcarea muncitorească din Valea Jiului a început cu adevărat să fie manipulată după sistemul sovietic, după ce s-au înființat acele societăți mixte româno-sovietice Sovron-Cărbune în 49, au început să introducă și la noi acel sistem stahanovist, după numele minerului Alexei Stahanov din Donbas. Metodele sovietice vizau găsirea liderilor din subteran dintre mineri, punând accentul pe munca brută. Astfel era stricată definitiv ierarhia naturală, în care calificarea era decisivă. În 1963, Lupeniul, cu o deja veche tradiție în lupta de clasă, este vizitat de Hrușciov însuși. Totul era bine, frumos și lumina venea de la răsărit. Câțiva ani mai târziu, în 1968, Ceaușescu, venit la putere, nu vrea să participe la invadarea Cehoslovaciei. În același an, la Petroșani, în cadrul Institutului de Mine, se înființează prima catedră din țară de sociologie industrială. Astfel se conferea neoficial bazinului carbonifer statutul de laborator. Nimeni nu a cutezat să întrebe cine sunt cobaii. Apoi a venit anul 1977. Orice lege care se discuta în mare adunare națională, era aruncată poate cu o lună, două, trei, șase în Valea Jiului. Și pe la bufet, unde discută. Aceste discuții la bufet erau ascultate și de alții. Și în fiecare săptămână se comunica la București, uite ce au zis aia, uite ce părere au aia. Multe dintre legile astea nici nu s-au mai aplicat niciodată. Un astfel de act normativ prin care se micșorau unele drepturi ale minerilor a condus la începutul lui august 77 la prima grevă cu care se confrunta Ceaușescu. Minerii nemulțumiți de la Aninoasa și apoi de la Lupeni se strâng în curtea minei Lupeni și cer ca Ceaușescu să vină și să le dea socoteală. Povestea grevei este și astăzi presărată cu mistere. Constantin Grădinaru, astăzi decedat, șef de brigadă, nu a vrut grevă și totuși a condus-o în fruntea minerilor de la Uricani. Venit acasă, am stat în casă, liniștit aici, am stat un pic la bancă seara, așa cam pe la 7:30, așa am stat la bancă, pe la venit în casă. După ce mi-am culcat, aud bătând la ușă. Când am deschis ușa, au intrat patru și odată au intrat înspre mine, m-au împins în pereți așa acolo. Nevastă-mi o să dau jos, a început a răcni din casă. S-a dus unul spre nevastă-mea și i-a spus: tu, nevastă, să fie liniștit că nu face nimic. Unul îmi baga, cum eram în pijamale, unul îmi baga haina pe mine, unul îmi dădea pantofi, eu eram îmbrăcat în pijamale. Dar cum erau îmbrăcați? Erau îmbrăcați mineri cu căști. Erau mineri?
faci impresia că nu erau mineri, că după cum am uitat eu la ei, șalopetele lor nu aveau mirosul ăla de mină. M-am ridicat eu din mașină de acolo și m-au prins vreo câțiva așa de bâni. M-au bătut în stomac, în picioare, m-au bătut și în piept, m-au bătut mult. Ce vă spuneau în timpul ăsta? Spuneau că ai fost, mă înjurau și spuneau că ai fost la congres, ai bătut din palme și n-ai cerut drepturile minerilor. Și acum tu stai și dormi în casă și minerii fac grevă la Lupeni. M-au adus la Uricani. Dar mi-a dat ordin că dacă până în ora 8 nu mă duc cu minerii din Uricani la grevă la Lupeni, după ora 8 eu sunt terminat din viață. Deci mă omorau. Nimeni nu a elucidat până astăzi cine puteau fi în 1977 oamenii organizați, alții decât din securitatea lui Ceaușescu, care, fără a fi fost mineri, instigau la grevă forțând un lider să participe. Aici cred că a fost o lucrare care s-a lucrat la nivel înalt. Ce credeți că s-ar fi urmărit cu această lucrare? Mă gândesc că s-a urmărit tot spre un fel de haos. Ilie Verdeț este eliberat cu greu după ce se primesc promisiuni că se va reveni asupra hotărârii de a li se lua din drepturi. Succesul părea deplin, numai că, sub pretextul măririi producției, au fost demarate ample acțiuni de a aduce din țară forțe de muncă. Au fost 3.000, apoi 5 și 7, cifre ce au dat și numele acțiunilor. De fapt, conducerea urmărea prin aducerea de elemente alogene distrugerea solidarității cu care l-au speriat minerii pe Ceaușescu. Dar, fără a afla cine a fost maestrul păpușar care a tras sforile atunci, istoria pare neterminată. Ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi, să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate. Să ne vedem cu bine! Munca grea, solidaritatea minerilor, dar și naivitatea lor nu au încetat a fi folosite de alții. Pentru a defini ce au făcut minerii manipulați, limbile lumii au fost nevoite să-și îmbogățească dicționarele cu noul substantiv mineriadă. Penețeu, uh-huh. Droguri, uh-huh. Armament, muniție... Uh-huh. Mașină de scris automată, tipărit bani la PNL-ul, este în ziarul Adevărul. A fost primul semn că societatea română este fundamental scindată, iar conducătorii improvizați ai acelor vremuri se tem de noile provocări aduse de libertatea cu care nu prea eram învățați. Anii care au urmat nu au făcut decât să transforme mineriadele într-un obicei de a regla dezechilibrele economice. Guvernele se temeau de greve, iar România se depărta de lumea civilizată. Fără a putea refuza cererile sindicatelor, inflația a reglat natural aberațiile, dar a făcut să cadă guverne, iar țara era să intre în colaps financiar. Liderul minerilor devenise vedetă și, fără ca vreo autoritate să-l ia la întrebări, a început să se comporte ca și cum Valea Jiului era propria feudă. În noiembrie 1996, Miron Cozma candidează la Senatul României. Ce să spun, nu știu, Gigi Nicolau fabulează. Copilul acesta este foarte naiv, încă o dată, e foarte inventiv, este un copil isteț, dar nu suficient de isteț, zic eu.
zic eu că ar trebui totuși să-și revină la realitate, pentru că trăiește în Valea Jiului. Gigi Carol Nicolau, voce singulară între ziariștii din Petroșani, agresat de numeroase ori de către bodyguards-ii liderului pentru anchetele sale, protestează neobișnuit. Doresc să prezint acest model, colecția toamnă-iarnă 1996 în România. În 1984, guvernul britanic se vede confruntat cu o mare grevă a minerilor. Negocierile nu duc la niciun rezultat, iar greva intră într-o fază cronică. În afară de înfruntări între organele de ordine și mineri, nu se întâmplă nimic. Ca să fie foarte clar, un puț de mină ineficient trebuie închis. Nu poți arunca banii așa. Sunt banii contribuabililor. Nu a existat nicio reconciliere, iar doamna Thatcher a dovedit că o femeie poate să fie mai puternică decât mulți bărbați. Greva s-a încheiat fără ca sindicatele să fi câștigat ceva, iar poziția lor de forță a făcut ca astăzi mineritul să fi dispărut, practic, din Marea Britanie. Se cheltuia prea mult. Acum, britanicii importă. David Briggs este cetățean britanic, consultant în investiții și dezvoltarea IMM-urilor. De câțiva ani s-a așezat aici. Chiar dacă din curtea sa nu se văd întreprinderile, el a străbătut întreaga zonă și știe. Întrebându-l despre cum vede el Valea Jiului, cu toată problematica sa, ne-a avertizat că va fi foarte cinic. Where I live. Unde locuiesc eu, nici măcar nu îmi pot da seama că trăiesc într-o zonă minieră. Totuși, întreaga Valea Jiului este murdărită de ruine și resturi lăsate în urmă de industria minieră. În ceea ce privește industria minieră în sine, mi se pare că este o contribuție inutilă la economia europeană. Acum, când România este membra Uniunii Europene, această industrie din zonă este pur și simplu o metodă foarte scumpă de a da de muncă oamenilor. Of keeping people employed. David Briggs ne mărturisește că munca de consultanță o face doar pentru a-și câștiga existența, deoarece pasiunea vieții sale este acuarela. Acesta ar fi motivul pentru care s-a stabilit aici. Lumina din Valea Jiului se pare unică. Cu atât mai mult îl deranjează petele urâte pe care le aduce mineritul în această zonă. Pentru a găsi doar lumina locului, el ne spune că face eforturi mari. Câteva fotografii ale locului care au făcut înconjurul lumii. Pe Gigi Carol Nicolau îl regăsim făcând fotografii. Astăzi, el caută peisaje. El era în 1996 jurnalistul de anchete care manifesta nonconformist împotriva candidaturii lui Miron Cosma la Senatul României. Traiul aici, cu amenințările lui, au făcut ziaristul să se reorienteze. Spiritul meu s-a păstrat. Calitatea de jurnalist, cu care mă simt permanent încărcat, funcționează. Am schimbat, e adevărat, registrul. Adică, din jurnalist de investigații, sunt preocupat acum, total și cu multă pasiune de tradiții, turism, natură, adică un registru pe care eu îl agrez. De mic copil am călăduit pămânții din zonă și nu numai, practic în toată țara. Foarte mult pun în valoare tradițiile populare. Termocentrala Paroșeni este emblematică pentru ce s-a întâmplat în zonă în anii istoriei recente. Multe fonduri dispărute, nu se știe în ce buzunare, cu titlul de subvenții sau investiții în minerit. Ca o ironie, diversele secții ale mastodontului sunt vopsite în culorile pe care principalele partide le-au folosit în acești ani pentru a se delimita cromatic. Aici, în Valea Jiului, în timp ce românii credeau că mineritul subvenționat asigură cărbunele necesar, în 1993, aproape tot anul, termocentrala a funcționat cu cărbune importat din Mozambic. Câmpul lui Neag.
extrema vestică a Văijiului și ultima mină deschisă de comuniști. Mina nu mai există. Un imens lac i-a luat locul. Este un lac din care localnicii nu vor să dea apă nici măcar animalelor. O troiță lămurește că, pentru această exploatare minieră, acum dispărută, a fost ras întreg satul. Doar câte o basculantă trecătoare mai aduce aminte ce a fost aici. A dispărut, pot să spun, vatra satului, vatra strămoșească. Au descoperit pământ, s-au dus cu sute de mașini pământ, după care încet încet s-au apropiat de casă. Au descoperit pământ, s-au început să întoarce la suprafață cărbunele. Înainte de 89 cu un an, s-a ajuns la concluzia că trebuie demolat satul Câmpâinea. Zălăcine nu a vrut să părăsească de bunăvoie casa, s-a intrat cu buldozerele. Nu vreau să le părăsească oamenii, nu vreau să plece, pentru că aveau acolo toată agoniseala de o viață și nu aveau unde să meargă cu ele în toiul iernii. Așa că în lunile ianuarie, februarie, martie, tot satul a fost demolat, inclusiv s-au transportat și morții, s-au scos morții din morminte. Odată de aici se achiziționau cartofii cu care se gătea la curtea regală. Liniștea acestor locuri a fost distrusă, inutil, în doar câteva ore. Satul a dispărut, iar urmele mineritului sunt persistente. Fără reperul istoric al vetrei satului, comunitatea s-a răspândit ca agonită de un blestem. În urmă, a rămas un hău de apă care nu are nicio poveste. Lumea s-a făcut căși pe dealuri, s-a dus la bloc, care pe unii au putut. Alții care au avut posibilitate, s-au dus și au făcut câte o casă. Restul s-au dus pe câte un deal. Dacă vedeți, pe unii zuși n-au curent, n-au lumină, n-au servici. Primul lucru pe care îl remarci este că salopeta de miner a dispărut de pe străzi, semn că ceva s-a întâmplat și că echipamentul de protecție a încetat să mai fie o uniformă. Au rămas ca niște vestigii puțurile minelor închise și toate ruinele întreprinderilor. Ilie Botgros este primarul orașului Aninoasa, unde se află cea mai recent închisă mină. El a păstrat ultima bucată de cărbune extrasă și ne spune că s-a plâns mult când s-a pus lacăt pe intrare. Noi n-am mai fost lăsați să mai dezvoltăm în continuare noi locuri de muncă în momentul când s-a aprobat prin hotărâre de guvern în 2002 închiderea minei Aninoasa. Se poate simți în politicile guvernamentale o ostilitate față de mineritul de pe Valea Jiului? Nu, eu nu zic că este o ostilitate față de mineritul din Valea Jiului. Nu, dar faptul că spuneți că nimeni n-a încercat să... Păi nu, niciun guvern n-a făcut nimic, asta trebuie să recunoaștem. Și dacă este cineva care a făcut ceva în Valea Jiului vis-a-vis de creere de locuri de muncă și de a aduce investitori strategici, să aibă curajul să spună. Nimeni n-a făcut nimic. Ne-a lăsat să pierdem și să murim în suc propriu. Nu știu dacă sunt cauzele acestea vin din mineriadele făcute în anii 90, dar adevărul este că nu s-a investit în Valea Jiului, nu s-au pus bazele unor noi industrii. Sunt mineri din ochi, nu-i mai găsești ca în alte vremuri după salopete. Ai zice că au dispărut, dar ajunge să întrebi. Căutăm și noi un miner, un fost miner, și înainte îi recunoșteam după salopete, după... Da, dar acum miner. Nu știm. Dumneavoastră? Da. Ați fost miner? Da, miner. 21 de ani. Uitați acum că suntem în iunie. Cum vă gândiți la cum au început mineriadele atunci, 90? Nu știu, ați participat, n-ați participat? La toate, la toate, da. Am fost și la Costești și la... Ce v-a făcut să vă suiți în tren? Păi pentru noi, ca să ne mărească, nu, salariile și... Cu Iliescu, să știți că n-a fost nicio treabă.
Nu, la piața Universității atunci, 90. Prima mineriadă. Aia a fost de la primărie de aici, domnule. O să organizăm? Oameni de bună credință. Deci noi ca lucrăm în suteran și lucrăm vai de capul nostru și numai noi știm. Noi nu avem fereți, nu avem lumină, nu avem nimic, lucrăm numai cu lampa. De ce nu spui, domnule, la mineria din nord participat oamenii care au fost ca lumea sau ăsta? Au fost o grămadă de oameni aduși aici pe vremea lui Ceaușescu. Majoritatea ei au fost la mineria de oamenii care au fost ca lumea, prea puțini au participat. Bine, aia poate mânați de val. Cum ați aflat că ce se întâmplă la București și că ați fost solicitați? Domnule, după câte am înțeles noi acolo cu vandalismul ăla care a fost pe la... Deci la piața Universității, da. Părerea mea cred că a fost ordonată, nu domnul Miron Cosma a fost de vină. A fost ordonat de sus, de domnul, eu după mine, domnul Iliescu, că doar au ieșit la televizor, au spus că oamenii de bine... Dumneavoastră, cum v-au surprins acele evenimente? Nu știu, dar ce s-a făcut la București nu s-a făcut de mineri, s-a făcut de alți cu căști, tot de mineri, dar din altă parte. Cele rele s-au făcut și de noi, poate, de unii, dar... Dar dumneavoastră ce ați făcut în acele zile? În 90, 91, 98? După ani, exact, odată ne-am dus, când au dat foc la televiziune, ne-am dus să am apărat și am curățat după aia Bucureștiul de reziduri, în iunie. Da. După aia, parcă în februarie, am fost la Costești. Parcă, și nu știu, în iunie, aprilie... Stoinești. Minele totuși funcționează și, din nefericire, continuă să-și ia victime dintre mineri, pentru că nimeni nu a încercat în mod real să facă aici o reconversie. Oamenii nu au de ales, iar numărul mare de victime arată că scoaterea cărbunelui rămâne o aventură. Într-o superbă zonă geografică, oamenii se încăpățânează într-o meserie groaznică. Meserie care îi obligă să găurească pământul din ce în ce mai adânc în căutarea cărbunelui. Pentru că nu au avut alternativă, asta au făcut toată viața, ca un blestem. Și poate că spiritul mioritic ne-ar fi făcut pe toți să acceptăm asta ca pe o fatalitate și totul s-ar fi scurs lin. Dacă nu ar fi apărut cei care se închipuie mari maestri ai combinațiilor. Ca să facă aici experiențe pe oameni. Și ceea ce este și mai rău este că li s-a permis. Și Dorin să ne povestească meciul. Așa, și cine a scris? Deschidere pe partea dreaptă. Două centrare în altă. Care se duce, se duce, se duce. L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Iar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu 2 prieteni favoriți. Plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Treci pe Cosmote, beneficiezi de ofertele noastre fără să-ți schimbi numărul de telefon, fără costuri suplimentare. Cine are norocare, cine n-are, are asigurare. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Numai cu RCA Ardaf. Nou de la Tic Tac! Caută prospețimea răcoritoare a fructelor din Tic Tac Melon Mix, Tropicala Cerola și Pina Colada!
în ediție limitată. Știi de ce iubitele noastre își fac semne cu degetul când își fac poze? Nu, dar de ce? Am zis că telefonul ăla are cameră foto cu zoom digital. La Germanos îți explicăm cum poți realiza super fotografii cu telefonul mobil. Acum cu noul telefon Samsung S3310 cu cameră foto de 2 megapixel, zoom digital 4X și garanție pe viață, păstrezi cele mai frumoase momente în imagini de calitate. Ia-ți-l acum cu numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option. Pentru telefoane cu cameră, întreabă la Germanos. Pregătește-te să faci față zilei după o noapte lungă cu noul gel revitalizant Q10. Textura sa ușoară se absorbe imediat, revigorând tenul solicitat și obosit, ca tu să arăți mereu în formă. Noul gel revitalizant Q10 de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Carlsberg don't do rescue operations, but if we did, it would probably be the best rescue in the world. Carlsberg, probably the best beer in the world. Am ales să ne continuăm drumul alături de milioane de români. Am investit peste 4 miliarde de euro în România în ultimii 4 ani și vom continua. Acum este greu pentru toți, dar împreună vom reuși, pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Uneori chiar nu ești convins ce pastă de dinți va răspunde cel mai bine așteptărilor tale. De aceea, cercetătorii în sănătate dentară ai laboratoarelor Vademecum au dezvoltat noul Vademecum Pro Complete 8, care oferă 8 beneficii într-un singur pas pentru o protecție completă. Și din sănătoși. M-am convins! Noul Vademecum Pro Complete 8. Cu sistemul complet de zidărie Poroterm, poți trăi într-o casă confortabilă, fără să te închizi într-un glob de sticlă. Iar acum puteți alege noile blocuri ceramice STH de la Poroterm, cu dispunere inovativă a pereților interiori pentru maxim de confort termic și decupaj unic în locașul de mortar pentru rezistență și stabilitate. Și aveți cea mai sigură casă. Asta da confort. Poroterm, numărul 1 mondial, numărul 1 în România. Raid Moly de alimente le atrage printr-un ingredient fără insecticid și fără miros. Și le prinde în capcană. Raid Moly de alimente. Acum molile nu mai au scăpare. L-am luat de la adăpost. Băi, care mi-a distrus mașina? Ce stil super cool! Mi se potrivește! Tu ne ești apartamente? Arta conversației cere exerciții. Doar la Cosmote ai 800 de minute și 800 de SMS-uri în rețea și 60 de minute naționale și internaționale să exersezi cât vrei. Totul cu doar 4,5 euro credit. Cosmote, alături de tine. Apă de râu completată cu cloruri. Iată rețeta pe care fabrica de sodă o livrează localnicilor din Ocna Mureș. Duminică seară, reporterii realității vă explică motivele. Și tot